Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast aici pe Da Bravo, la noi acasă. Vă mulțumim încă o dată pentru că data trecută am văzut că ați fost mai implicați și ne-ați dat niște comentarii absolut subtile. Am și râs, am și plâns. În continuare ne facem treaba. Începe un nou episod de Da Bravo, așa cum v-am obișnuit, e vineri seară, e exact ce trebuie. Am intrat pe aplicația Taz, am comandat ceva platoaș cu niște fonfleuri împăturite în foietaj și de pe EMAG am luat o sticlă de vin roșu care se cheamă Chemin de Pap, un codiuron unde se face mama vinului și mama strugurilor cei mai buni. Începem. Trebuie să vă zic în felul următor. M-am tot gândit cum să încep episodul ăsta și o să vă spun așa, că eu cred că atunci când ești mic, vorbesc în frage de pruncie și până la o anumită vârstă, vocile care te ghidează în viață sau, dacă vezi, în întunericul necunoașterii, pentru că atunci înveți lumea, sunt vocile părinților, adică vocea mamei, vocea tatălui, care spune pe unde o să iei, pe unde să te duci, sau, dacă vreți, sunt vocile alea care te ceartă când greșești sau când tu faci lucrurile așa cum crezi, dar nu sunt bine, dar în același timp sunt și vocile care îți cântă când vrei să adormi sau îți spun o poveste. Adolescența mea a început mult mai devreme decât credeți și pe la 14 ani am plecat de acasă, urmând să întrez viața prin internate, cămine, străini, bunici și așa mai departe. Vocea părinților mei o auzeam doar la telefoanele alea fixe cu taxă inversă și de foarte multe ori era atât de scurt momentul încât n-aveau timp să-mi spună pe unde să o mai apuc. E, în toată perioada aia am avut o voce care mi-a arătat pe unde să o iau sau, dacă vreți, mi-a ghidat pașii pe fiecare an de la 14 ani încoace. Și vocea asta este vocea lui Cristi Minculescu. Azi am onoarea deosebită să-l am față în față și foarte multe emoții pe Cristi Minculescu. Bună seara, Cristi! Bună seara, prietene, prieteni! Bine ai venit la podcastul Bine nostru! Bine v-am găsit, mulțumesc mult! Cristi, știu că nu mai obișnuiești, dar la noi la podcast se mai obișnuiește, vine după facultăți. Sunt jucător mai modest, nu. Da, eu mi-aduc aminte o poveste extraordinară în care spuneai din vremurile bune când se primea tirul de vodcă la Costinești, că te întreba ăla de la... De era nu, șeful era de la mișto. El făcea mișto, pe de da, era bura aia, Cristache. Un tir, da. Nici într-o viață. Păi știu, și el te întreba... Făcea semn, zicea, bă, veni tirul, ce faci? O bag la vânzare să o iei tu. Era pus eu să-ți dai semn. Da. Acum nu mai consum, nici nu mai fumezi, duci o viață sănătoasă. E politică corect, sunt e trendul nou. Sunt obligat. Da, din păcate. Da, din păcate. Mișto asta. Păi, tocmai tu ai zis că știi de la dinică și ai spus mai înainte să începem interviul. Fă că e hrană rece aici. Da. Nu, asta e aia, la pachet. Da, și aia cu machiala. Și aia cu accident de muncă la noi. Da, păi asta care spun. Stăm cu scena atât. Zi-mi ce faci, care e viața ta? Pe păi, unde ești, ce faci acum? Pregătim sărbarea de 42 de ani, care acum de ani, normal că ar fi fost de 40 de ani, și Nebucuran a spus că are loc într-un final. Este a 6-a aniversare, sperăm să aibă aceeași încărcătură afectivă, emoțională ca cele anterioare și în rest, Berăria H pe 13 martie și 8 mai. Da. Hard Rock Cafe pe 31 martie și 18 mai, 8 aprilie Mamaia la un club, 9 aprilie Forie Nord la alt club și îți mai zic să-mi aduc aminte. Și da, cel mai important este 5 martie Sala Palatului. Da. Asta se întâmplă fix peste o săptămână din momentul ăsta, oameni buni, și găsiți bilete pe toate site-urile de bilete. Toate de fapt, eu am luat, dar cred că eu am luat după Eventim. Ai luat? Da. Am 12 bilete VIP pe care o să le facem cadou fix în podcastul ăsta. Trebuie să iau și eu de sal. Da, trebuie să iei la VIP. Dacă vrei să te vezi bine. Nu, să intri. Să intri. Pentru că ai avut probleme la primul tău concert. Da. La primul tău concert cu Iris ai dat șpagă. Să spun cu părinții mei ce a fost la prima cântare cu Iris. Bă, ăștia au crezut că vin la opera, înțelegi? La teatru. Și mama a venit la două piezi, mânuși. Nu cred. Poșetă, tata, costum. Și erau
stăteau așa ca la, înțelege, actul 1, gong, și s-au trezit, mă, cu aia pe stric. Înțelegi? Cu balauri, cu vulturi, înțelegi? Da, aia, înțelegi? Și eu, cum să zic, nici nu puteam să-mi programez sentimentele, să zic, bă, să termină cântarea, să plece acasă și în funcție dacă vor sau nu, mai vin dacă vor sau nu. Da. Ajung acasă când mai târziu. De unde? Mama cu tata în bucătărie. Te așteptau? Da, nu. Bă, pe ăștia-i leagă. Bebe, pe ăștia-i leagă. Du-te, domnule, de aceea cum să-i lege? Păi ce-au făcut? Ce-au făcut? Păi nu văzut ce-au făcut? Îi leagă, bebe, ce facem cu ăsta? Nu facem nimic, înțeleg? Să lege. N-au făcut nimic. Încă, atunci încă eram la facultate, că nu m-a lăsat de facultate, a fost ședință oltenească de aia cu 40 de ani și în 3 camere. Ca la Olten, când se întâmplă ceva, să știe toată lumea de păi ce și cum. Păi de ce, bă, și cum, da, l-a vorbit pe... Ce avea, un an de facultate, nu? James Last, da, ca ei 40 de ani, membrii 40 de oameni în 3 camere, înțelegi? Că ce facem, că nenorocire, că știi, direct cu ai mei... Direct au pus pe un scăunel și te-au înconjurat? Nu, eram cu impresarul, cu Mircea Muscaliu, care din păcate nu mai e printre noi, un om la vreo, ce, 2 metri și 10, 140 de kg, înțelegi? Mânuță de-aia, lopată de cartofi, știi? Și le-a zis, doamne, dacă vreți să aveți, e simplu, un mutilat moral... Îl țineți la facultate. La facultate. Dacă nu, îl lăsa să-și facă treaba. Eu știu și acum că, până la urmă, a trebuit să acceptă, dar nu l-a plăcut. Nu l-a plăcut situația. E oarecum la fel și la mine. Eu când am decis să fac actorie după 4 ani de electrotehnică, chiar 5, dar am studiat anul 4 mai în amănunt de 2 ori, tata n-a fost de acord. Mama a zis, Mihai, bă, era vremea aia cu rânduială, cu liceu, facultate, îți plătau părinții vacanța la mare sau la munte și după și trebuia aia, să ai o facultate. Așa după era aia la treabă, că tata când era la școală spunea, mâine mă duc, m-au chemat, de stai noi. Da. Și ce s-a întâmplat? Și nu s-a întâmplat nimic, înțeleg. De câte ori n-ai fost? Zilea a fost tot timpul, înțeleg. Stai liniștit. Și erau faze de-astea, raioase la... raportate la ce îți puteai permite atunci, știi? Cu... Da. Referitor la cum am intrat la prima cântare a mea, mi s-a comunicat că băiatul ăla poate fi mult mai amabil de la poartă dacă îi se dă ceva. Îi se dă o fiolă asta, știi? Eu m-am zis la o patiserie. Nici el n-avea cum să știe. Era primul tău concert cu Iris. Nu știu, pe varianta veche cu Sorin Chifiruc. Înțelegi, cu Marti Popescu. Și eu te-ai întors de la poartă, te-ai dus și ai cumpărat. Eu veneam cu Anton Hașiaș de la Harapalb, știi? Și mi-a zis Nuțu. M-a făcut așa, adică era... Nuțu Olteanu. Da, ca știi, de semnele noastre, știi? Du-te unde rezolvă-te. Nu servim bere fără mâncare. Și era un pateu și 30 de beri, înțelegi? Da. Sau era schemă. Era schemă, da. Și n-am văzut ce, dar n-am știut, n-am văzut ce să-ți fac. Da. Și m-am dus, aveau de una poloneză, Mazovieța, cred. Și zic, domnule, eu cânt în seară. Sunt cu băieți. Toată lumea e cu băieții, mă, băiatul. Bună asta. Cum a stat, că m-a putut de cânta? Păi toată lumea cântă, tu nu știi? La bă. Facultate nu face toată lumea. Băi, am intrat sau nu? Am intrat. Mă rog, dar am deviat, îmi cer scuze. Și zice, tu vrei să intri fără bilă la ăștia? Știi, la Iris. Dom'le, totuși când cu ăștia. Am văzut fiola în buzunar, înțeleg? Pe fondul ăla apare Nuț. O, bă, Cristi, ce facem? Ce se întâmplă? Hai odată că începem. Am trecut pe lângă la gaj, că nu ar fi fost acolo. Păi și aia a s-a rămas blocat. Vodka. Fiola a rămas la el. Ai dat-o? Da. Păi bineînțeles. După ce am plecat, a fost... Săiți? Da, trăiți. Am mergi slab, cam bădă. Da, te-a văzut până la urmă. Nu face văzut. Nimic. Nu face nimic, exact. Zi-mi puțin de copilărie, că începusem să vorbim. Tu ești născut în Pitești, dar ai stat puțin în Pitești, nu știu, că după aia v-ați dus la Craiova, adică... Da, născut în Pitești și botezat la Madonna Dudu. Madonna Dudu, care mi-a spus că, de fapt, când au făcut săpăturile pentru construcție, au descoperit un dud și când l-au tăiat în două, era chipul lui Iisus Hristos. Da. Și de aici vine Madonna Dudu. Da, cel puțin așa știu eu.
Zim ce flash-uri mai ai din copilărie, apropo de părinții tăi, de bunici, de viața aia. La un moment dat, cum ceea ce se putea atunci era instrument. Să înveți un instrument pe lângă. Trebuia să fii bestial la școală, înțelegi? Cât să putea. Vorbim acum de ce vârstă? Clasa 1. 6 ani. 65. 1960, da. Când a venit Piticu. Înțelegi? Atunci la... a venit. Da, pe 3 iulie. De lângă, de la Scornice, da, de acolo. Și au zis, da, pian, niciun caz și chitară, înțelegi? Chitară. Era mai mare ca mine, îți dai seama. Păi, na, la 6 ani o chitară... Profesor, pe cine luăm asta? Maria Boier. Eu îți dai seama, la, nu știam nici Maria Boier. Acum are o avea o metodă de chitară care acum se vinde cu 1000 de euro. Adică? A, lecția asta? Excepțională, da. Și are, e foarte, cam atât. Excepțională, cu poziție de acord, nu. Nu, eu nu sunt performer la chitară. Am încercat și i-am zis eu, Doamne, nu pot, nu e. Nu se leagă, nu. Și a fost corect, adică n-a tras de mine să facem și să prelungim ca să-și da, ia bani. Da, bă, nu știi? Vrea, nu, îi place, nu se să prinde de el, lasă, nu-mi place, da. Nu sunt performer, nu o să fiu, nu pot. Și ai mai avut treabă de atunci, de la 6 ani, de la perioada asta cu muzica? Nu. Nu? Nu. Dar e ciudat că tu cânti rock de când te știu și e ciudat de unde vine istoricul ăsta, pentru că eu am crescut cu un casetofon Sanyo ascuns sub pat și aveam casetele cu Santana, Jimi Hendrix, pentru că era perioada de Woodstock și tata era îndrăgostită. Eu așa am crescut ascultând doar casetele. La tine cum era? Etapa întâi, Pitești, aveam un prieten, Augustin Lucici, pilot, sau nu mai știu, era într-un ăsta, anturaj unde erau piloți și pe afară. Și ăla îl țineau la curent cu aparițiile, știi? Aha, și primul album pe care l-am văzut a fost Deep Purple Rock, ăla cu figurile lor ca și precedenții știu, americani. Știu, pe muntele, cum Rashmore, e pe Hollywood, pe nu știu ce, da, Rashmore, știu album. Și când am văzut, îți dai seama, primul impact, aveam 7 sau 8, nu mai știu, 11. Că e 59 cu 1970, 11 ani și ceva. Eu te cred pe cuvânt la matematică. Și am zis, nu? Bă, frate, ce e cu ăștia, mă, încăt să lăstea rock? La noi erau, știi, că e, trebuie să o spună cineva. La noi rock-ul e cum e la noi și la ei e cum e acolo. Orice domeniu, înțelegi? La noi era Phoenix-ul, da, în perioada aia, da. Și cântau influențați, da, cât de cât de... Da, de jet rotal, de tot, da, 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 chestia, da, ultra-progresivă, înțelegi? Că a fost și textul ăla, bă, dacă la noi e așa bine și afară e așa de rău, atunci de ce la noi e așa de rău și afară așa e bine, înțelegi? De bine, da, da, excelent la, asta. La șprițuri, zice, da. Cum erau ai mei cu ceaiuri dansante, cu astea, știi? Da. Cu bărbații pe o parte, fetele pe alta, o cheia de asta, de ce mișto era atunci. În Craiova se întâmplau la Minerva șprițuri ca lumea, știu, de la tata. Și la Dinamo, la club, unde cântare Divivus. Păi ce era Dinamo, club, da, în Craiova? Da. Ce chestie, drecu. Da, mai și mult peiorativ, da. Da, da, păi îți dai seama că nu are de ce. Și... 6-1 ai văzut? Ce? Scuze, i-am bătut pe Dinamo. Da, mă, dar dacă e unul în genunchi, nu e bine. În fine. În fine, da. Așa, revenit. Dă-i Deep Purple, dă-i... Ăla a fost primul impact, al doilea Queen. A fost al doilea album al lui Queen, Sheer Heart Attack, înțelege? Uh-huh. Ăla Freddy cu unghiile făcute. Am zis, bă, mă, că vă, ce-i cu ăștia, mă? Să nu s-a întâmplat greu de tot, înțeleg. Și la Led Zeppelin, da, i-am când... zis, bă, nu e adevărat cu ăsta, mă, închide-l, că închide pick-up-ul, că nu e adevărat, ce aud de noi era primul. Primul Led Zeppelin, este format în 68 și în 69 au scos două. 1 și 2, că aveau 1, 2, 3, 4 și al 5-lea a fost cu titlu, știi? Au zis, sau de Holly ăla. Când ați aflat de orientarea sexuală a lui Freddie Mercury, cum a fost în vremurile alea? Pentru că nu era atât nu deschisă cred, lumea la tot treaba asta. Nu cred că a contat pentru cineva și, deloc, în primul rând, n-a contat pentru colegii din trupă. Înțelegi că era deschisă atunci peste tot, mai puțin la noi, unde și la Marea Britanie era, da, era, să știu, o problemă la aia recunoscuți, dar nu... N-a contat. Dar nu, conta ce scotea pe, da, cu, da, sub nasul, înțelegi? Păi da, omul era... Adică tu când
ții în mână 120.000 de oameni sau 100.000 sau 90.000 și faci la o iție așa în palmă, cred că mai contează orientarea. Nu mai contează, orientarea. Da. Mai ales că și aia 100.000, cine știe ce pentru fac acasă. Pentru că el a rămas în istorie cu discurile, înțelegi? Nu cu orientarea asta. La Craiova, când ai ajuns, deja aveai o vedetă în familie, pentru că domnul Puiu Gabroveanu era cel mai cunoscut mecanic auto din Oltenia. Din Oltenia. Da. Și ai ajuns acolo și prin știi el... Știi unde era? La Berăria Turist, era cu mașina 18 prefabricată spre Ișalnița. Aha, la ieșire, dinspre Craiovița încolo. Da, pe drept. Și în primul rând că repara mașinile tuturor fotbaliștilor. Păi asta e, așa ai cunoscut pe toți membrii Craiovei Maxima. Oblemenco, da. Știi cum era unchiul meu, era genul... Când dai seama, îl sunau, fiind cel mai bun, era doctor, știi, cu capota închisă, pac. Bate tacheții. Știi? Și începeau procurori, doctori, avocați, profesori, orice vrei. Apoi la mâine plec în concediu, mă lăsă mașina, ce facem? Vino, te ajut, 3 dimineața, dar ce pac. Mașină era? Orții și Dacia, da, nu și exista. Lada. A, și Lada, da, Orsi Lada. Tu era... Da, Wartburg, el avea Fiat 1300 bicolor, albastru, deci Fiat... albastru cu capota albă. Bă, era făcută cum trebuie. Ai fost prieten foarte bun cu Ilie și Ilie Balaci, am văzut a zis la un moment dat, a declarat într-un ziar, era o chestie în care spunea foarte frumos și a zis că relația ta pe care o ai cu familia, cu Rodica și copiii se datorează faptului că între concerte tot timpul tragi acasă și tratezi cu multă dragoste și respect. Asta a declarat Ilie Balaci despre tine. Și mi s-a părut foarte frumos. Și eu l-am cunoscut destul de bine. Eu în continuare nu i-am șters numărul de telefon, l-am în continuare în agendă, pentru că în ultima lui perioadă ne-am tot întâlnit pe la meciuri și așa mai departe și vorbeam destul de mult. Dar ce mi-aduc aminte din perioada mea de CS de la Craiova e că la un concert Iris am intrat tot prin spate cumva după ce am început concertul și am nimerit undeva sus la lojă. Am stat acolo, l-am disperat pe Doru, am țipat într-una Boro, Boro, că omul se uita în sus, dar nu înțelegea de ce tot țipam eu Boro, Boro, dar eu nu știu ce dracu aveam, că mă blocasem. El putea să fac altceva. Și până la urmă mi-a zis Vărul, mă zice, bă, coboară, că veneam ceva de la meci sau cumva ajunsesem acolo. Și am coborât, am venit pe scenă, am trecut de primul bodyguard, cred că cu o palmă, după ce a făcut, am venit ușor târâș, nu mai știi, și m-am apropiat de tine, cred că la vreo 3 metri. Și am venit și ți-am adus un fular cu Universitatea Craiova și l-ai luat și l-ai pus pe gât și ai continuat să cânți. Ideea e că am rămas puțin blocat pentru că am simțit atunci și țin minte foarte bine, nu eram beat. Am simțit o energie pe care nu mă așteptam să o întâlnesc. În jurul tău, la un metru jumate, doi, am simțit ca un cocun, ca o, cum să spun eu, ca o sferă. Emanai ceva. Și asta nu glumesc, adică cred că dacă aș fi avut ceva metal la mine, plecam spre tine. A fost ca în Avengers, ca în supereroi. Am rămas șocat, pe cuvântul meu. Am povestit după foarte mult asta și zicea lumea că-s nebun. Le urmeam pe Valea Roșie, unde la noi se știa cu moroiul, cu nu știu ce. Du-te, mă, dracu, ai simțit tu pe lângă Cristi Minculescu. Băi, nene, n-auzi că era ceva trebuie acolo lângă el. Trebuia să ai o stoie la tine, nu știu. Băi, nu știu. Aia suliță, eu, în amintirea perioadei aia, ți-am adus și astăzi un fular cu Universitatea Craiova. Am zis să păstrez, să reiterez. Este un fular de când am câștigat cupa. Da. Din 2018. Vreau să te întreb că acum, după ani de zile, când am început să fac și eu spectacole și am ajuns și pe la sala Palatului și am făcut în fața la 5.000 de oameni, mi-am dat seama ce conținea atunci și ce conținea momentul. Pentru că eu cred că atunci când mă urc pe scenă și sunt în fața 5.000 de oameni și încep să-mi spun numărul și să-mi spun glumele, cred că și eu am același gen de energie. E greu nu, să vorbești nu, cu mine sau să mă... Energia vine de acolo. Eu știu cum va fi cântarea de la prima emisie, înțelegi? Da. Dacă nu e corespondent, nu e că îți faci treaba și pleci. Dar nici să tragi foarte mult de public dacă nu știi, nu e cu tine. Nu de cred că ai aflat problema asta niciodată. Îți mai zic una. Eram la Râul Mare, la cântări pentru muncitorii de acolo, știi? Mhm. Uh-huh. Și s-a ajungea greu, mașină, Savien de la teatru din Petroșeni, munte, pantă mare, 70 de grade. Asta era la 3 și la 7 aveam la Hațeg, în 85 asta, sau 86, nu mai știu. Și s-a rupt mașina la întoarcere când ne-am întors.
a luat telefon, nu știu de unde, s-a impresar, a luat o ocazie și s-a dus la un restaurant să poată să sune. Și a primit informația că nu contează când ajungeți, că lumea aici, era duminică spre luni. De, ei vă așteaptă. Și am ajuns, băi, nu plecase nimeni. Eu nu am rămas blocat. După cât timp de când trebuia să începeți? Pe la 1. După 6 ore. Mamă. Și oamenii nu s-au mișcat de acolo. Și l-am pus mâna pe microfon și nu puteam să-l dezlipesc de frig. Nu puteam să-mi iau una înapoi de frig, înțelegi? Și am cântat, ne-am schimbat cu Jäger, cu alea, cum se cântă de obicei. Am resimțit aia după ce s-a terminat cântarea. În timpul cântării deloc. N-ai simțit nimic. Și în general, Vala Jiului, care era văduvită de cântări, noi o băteam manual. Lupem pe tri la Vulcan, Hurican, ne-am mai pomenit cântări de alea ultra mișto. E o zonă care tot are influență și oltenească, nu e departe de... Păi nu e. Târgu Jiu, Mehedin, toată aia. Ca și Argeș. Da. Vreau să vorbesc puțin de începuturi și nu neapărat de Nuțu Olteanu, dar de perioada de Harap Alb. Deci, Harap Alb este primul grup, după care ai înființat Voltaj. Nu, cu Adi Ilie am înființat Voltaj. Cu Adi Ilie, da. Exact asta vreau să te întreb. Ce mai știi de Adi Ilie? Adi Ilie e în Anaheim, lângă Los Angeles, California. Adi Ilie a compus Cine mă strigă noapte și Valuri? Da. Păi la, când am lansat Cine mă strigă noapte... A fost liniște când s-a terminat, cum ar fi fost în premieră. Eram la clubul de la ora 7, la Mihai Eminescu, pe Dunari. Da. Unde se cânta, știi? Da. Se cânta marță, era Aurel Gherghel, oficia cântările, știi, și aducea artiști. Și pe urmă a început nebunia, mă, cu lumea. Am mai cântat-o de 3 ori în același spectacol, știi? Și pe urmă, la cântări, la Teatru de Vară, 23 august, am avut o cântare cu Metropol și Sphinx. După ce am intrat noi, a plecat, trei sferturi de sală a plecat. Dar la noi au fost cu torțe, cu ziare aprinse, că nu erau torțe, la Cine mă strigă noapte. Da. Și el e un compozitor nepereche, mă, adică nu mai puteam să, cu efortul cerebral, să primești o informație, să faci versuri, să faci piesa în care să zici, bă, plăcea publicul sau nu. Știi? Că tu intuiești, te pui în locul lui și zici, să nu fie prea lungă, să nu fie prea scurtă, să fie scurtă pentru radio. Numai că nu te mai băgau, te dădeau la 3 dimineața, era unul Ion Barta, să-i dați dumneavoastră sănătate, ne strecura cum putea, știi, ca și pe Harap Alb, că am tras 3 piese cu ei. Și... Cred că cu Harap Alb ați apărut la Meloritm. Era o emisiune. Da. Ion Barta. Da. Ion Barta, nu? Da. Da. Și din ce mi-aduc aminte, cred că atunci a trebuit să cânti ultima piesă, era ceva pe versul de Eminescu. Lasă-ți lumea. Lasă-ți lumea. Și te-au pus să modifici versurile pentru că cineva de la cenzură au considerat că sunt prea sumbre sau cum. Nu mai știu. Eu știu că asta s-a întâmplat. Asta e 1979. Da. Când am terminat armata. Și te-am pus să modifici și ai improvizat. Efectiv, ai modificat versurile de Eminescu pentru că lor li s-au părut că erau prea sumbre. Adevărul că scria nasul Eminescu. Pentru ei, da. Asta zic. Da, foarte nasul. Da. Ai dat audiție la Iris după aia de ziua ta pe 9 ianuarie. Stai să zic cum a fost. Cântăm august, debutul meu la Alea Trandafirilor, la care stă 10.000 de amendamente pe niște difuzorași și atâta. Păr mare, toți. Cântăm acolo, cântăm și de Revelion la Ateneul Tineretului, Revelion 80, și Anton zice, bă, hai să ne vedem totuși pe 4 ianuarie, că ne punem și noi de o bere și mai vorbim ce facem. Ce... Fel de Revelion ospătailor. Da. Să facem și noi partea noastră. Frig, nenorociri, nămeți. Am ajuns, eram numai cu el. Și zice, m-au chemat de la Iris să mă duc. Mie să-mi cadă față, îți dai seama, m-am lăsat să-mi dau facultate pentru... Pentru, da, să cânti. Să da. Cânti. Și zic, bine, Antone, dar cât crezi tu că asta e treaba, dar de ce? S-au certat, s-au spart. Nuțu cu Nelu au rămas într-o parte și Bogdan Stănescu cu Sorin Chifiric în altă parte.
Și m-a sunat Dorian Ciubuc, sonetistul lor, să mă duc. Și tot îi spunea, bine mă, du-te, de ce mă trebuie pe mine? Fii cu mine! De fapt, norocul meu, Anton a fost, înțelegi? Da. Și cel mai mare noroc că s-au gândit să-l cheme pe el. Și a zis, vii cu mine? Zic, vine mă, de ce să nu vin? Asta, voi ați știut anunțul pe 4, dar tu pe 9 te-ai dus și ai cântat de ziua ta? Pe 5 am fost la ei, la T4, unde repetau. Da. Și am intrat cu Anton și Nuțu i-a zis, ai zis că vii cu un băiat. Unde? Eu fiind înăuntru. A, dar tu erai într-un colț, liniștit, nu? Nu, eram în turn, ai zis că vii cu un băiat, unde? Păi ce, tu n-arătai băiat? Păi și atunci cu dracu' a întrebat ăla. Unde e? Și am făcut semn. Iată-l. Hai să ducem sculele la club, am luat un taxi de la furgonetă, știi? Mhm. Au pus sculele, hai să vedem dacă e chimie instrumental, știi? Da, da. Ce s-a întâmplat? La repetiție ei cântau cu lumina stinsă ca să aibă stare ca la concert, nu știu ce, știi? Uh-huh. Și eu mă gândeam, bă, frate, e întuneric, cum dracu' nimeric curzile mă mâncați așa și la tubele? Ce probleme că aveai dacă tu dai, acolo? Dacă dai un aer, cazi după scaun, știi? Da. Și la ei te tai, tați, nici o chestie, știi cum cântau bestial, înțeleg. Și mă treabă pe mine, cum, ce, hai! Hai și tu, înțeleg? Și zic, Zeppelin, Communication Breakdown după primul album. Asta se repetă, cam de fiecare dată când ai dat audiții sau cântat, ai cântat Communication Breakdown de la Zeppelin. Da, și o cânti la un sfert, așa, ce e ok. E ok, repetiție pe nouă, cred că n-am cântat un minut. Ce ne vedem pe nouă, mersi. Direct? Da. Altceva zic, free dacă vreți. Ce a fost în mintea ta când ți-a ieșit la după un minut, eu ne vedem pe nou? Eu cred că nu e bine. Că nu ți-a zis da sau ba, ne vedem pe nou. Și mi-a stat, bă, tu ești nebun, ce l-ai făcut, mă, cu ce l-a făcut, mă, într-un minut, ce să fac? Păi tu știi ce au zis ăștia după aia? Ce au zis, mă? I-am zis eu, că să ne vedem pe nou, nu? Da. Și urmă mi-a povestit. Știi că a fost mișto, dar eu nu știam. Nu mi-a zis ca să nu da, mă... Da, nu ți-a zis nimic, da. Să umfle lubenița, știi? Și pe nou am început, făceam 21 de ani, a venit impresarul ăsta, Mircea Impozant, așa, și a lipit afișul Iris pe o foaie mai mare decât A4, scris cu pensulă. Da? De... Cum se făceau afișele, cum și la film era la fel. Le făcea un prieten de-al lui de la cinema București. Știi? Păi da, de la cinema era. Iris 5 februarie 1980, club de la ora 7. A băt afișul, l-a lipit pe zid și de acum la repetiție vă uitați acolo. Și eu cu Nuțu repetam într-o cameră lipită de asta și Nelu cu Anton în altă cameră. Și pe urmă era pe D4, știi? Și după aia știi cum am intrat la primul concert, toată lumea cântă, da, mama, tata, teatru. Zi-mi, uite, la noi la Comedianți, trebuie să spun că de-a lungul timpului de 20 de ani de când fac stand-up comedy, cred că fiecare dintre noi, chiar dacă nu recunosc toți, eu recunosc, îți iei un azimut, îți iei un nord geografic. Așa cum, nu știu, mie mi-a dat lumina Anza Pelea și monologele lui, pentru că, na, sângele alb-albastru, zona Oltenia Eterna, Terra Nova. Eu vreau să întreb pe tine, care a fost azimutul tău sau ce, din toate vocile astea mari, vorbind de Uriah Heep, de Deep Purple, de Thin Lizzy, de toți, a fost vreunul mai aparte? Vreo voce care te-a ghidat sau care ți-a dat mai mult decât cu altele? Cu siguranță ăsta, Robert Plant de la Led Zeppelin. Da? Deci am zis că... Bine, sunt niște texte, dacă întreb și pe critici și pe... Poate uneori, așa zis, critici care spun că la genuri muzicale, dacă sunt trei diferite, vârfurile sunt Frank Sinatra, Pavarotti și Freddie Mercury. Știi? Da, astea sunt vârfurile, dar nu înseamnă că rezonezi cu ele sau că trebuie să aducă ție ceva. Niște păreri. Robert Plant pentru tine a fost. Eu am ascultat Deep Purple, Ian Gillan, Child in Time și ala, bună norocire, adică s-o ducea Everest asta, peste, în cer. Queen, nu ți-am mai zis nimic, cel puțin când a apărut Bohemian Rhapsody s-a terminat, înțelegi? Și Paul Rogers de la Free.
și Bad Company. Deci super periculos. Ăla a cântat în Alexis Corner Band, școală de blues rock, foarte greu. Deci cânta la Free, cu All Right Now, cu Fire and Water, cu Wishing Well, toate alea, foarte greu, niște inflexiuni, că a zis și Coverdale că a fost impresionat, știi? Da. Numai că la David Coverdale era altă lucrare, îl imita pe Plant. Deci Plant... De la Led Zeppelin mai trăiesc frunul? Nu, bateristul a murit în 80. Ultimul. Da. Ei trăiesc. A, doar bateristul a murit, ei bateristul trăiesc toți, în 1980. Da. Okay. Și din tot ce am ascultat am zis că, bă, frate, că eu nu credeam că e adevărat ce aud, știi? Și îmi ziceau toți, da, mă, e adevărat, și pe pick-up cu disc de la supra-lovit, zgâriat, știi, cu pârâituri, da, da. Cu asta, înțelegi? Bă, mă, că atunci când începea ăla, nu mai, adică nu mai uitai că pârâie, că asta, și dat tare, știi? Cristi, la un moment dat, la festival de la Canațe și pe locul 2, și cred că a fost primul reportaj despre trupă românească și cred că a fost prima trupă românească care a fost difuzată la MTV. Vreau să te întreb, dacă tu asculti Uriah Heep când ești la începuturile carierei tale și faci treaba asta, cum e să cânti după Lady in Black? Lady in Black... Uriah Heep, Cristi Minculescu. În primul rând că am dat de niște oameni, mie nu venea să cred, vorbeam singur, nu venea să cred că stau lângă Mick Box, știi, lângă chitarist. Da. Îmi venea să, ca la, cum făcea Dumitru când punea mâna pe Craif, când a venit, știi, să, da. Că Craif înainte de a ieși echipele fuma, știi, lângă, da, arbitru. Și ăștia nu înțelegeau nimic, înțeleg. Și toți care erau, să pună mâna pe Craif, dacă e adevărat, știi? Așa erai tu? Păi aveau 3-0 și Craif se ducea să recupereze mingi, să nu iasă în aut. Principiu, când e mingea la noi, nu luăm gol. Da. Cum a zis și Panti de unul. Îmi place, mă, ești extraordinar. V-ați avut un mișto și stai bine în zid. V-ați avut un mișto și stai bine în zid. Azi la un mișto, nu știu de ce le înțeleg. Când, da, încă mai era ca cu e secund, da, cu, da, cu lui Reghe. Și ăsta a fost de neatins de nimeni. Și ca vor de răspuns, a dus, cred că a dormit cu el în 4 ani. Știi că nu te strivește, n-ai cum. Închipuiți că apar după el. Ca să ce? Asta, da, e întrebarea, știi? Dacă ți-ai dori acum să faci un duet, cu cine ai vrea să faci un duet în zilele astea? Sau cu cine ai fi vrut să cânti vreodată pe scenă și nu ai făcut-o și ți-ai dori foarte mult? Păi la vremea aia vreau cu toți, dar era imposibil. Acum, clar, cu Plant, cu David Coverdale, dar știu că e foarte dificil. Ca să-l chem personal, implică un buget înfiorător, știi? Sigur că sunt oameni de specialitate care s-ar băga, știi? Dar la astea e mișto să ai continuitate, știi? Nu să fie odată cum a fost cu Uriah Heep, acolo de la Uriah Heep, când am filmat clipul la Curtea Veche, lângă Chei. Da. Băi, omule, a fost o fază, mă gândeam, nu venea să crede, ce se schimbau lângă noi, se schimbau lângă noi și lângă erau cutiile goale de pizza. Că mâncasem. Ba mai mult, ăla Bernie Shaw, vocalistul, când și-a scos Adidas și și-a pus picioarele pe cartonul ăla. Și eu ziceam, băi, e bine să fii modest, mă, că dă nici chiar așa, înțeleg, ziceam, da, la e vreo problemă, e asta, nu știu ce. Pe urmă am dus la berărie, la... A, la Becker, unde era... Becker Broi. Gata, știu, spre Alba Iulia. Da. Unde era căminele de la una cășe, da. Și am venit cu Dorian Ciubuc, care a adus, înțelegi? Au venit azi, a doua zi repetiție și a treia zi cântare, aniversarea noastră de 25 de ani. 25 și... de ani care s-a întâmplat pe aeroportul Băneasa, da, am fost acolo. Da. Și eu și Mihai am fost în primele rânduri. Și au comandat, îți dai seama. Băi, m-am sperat, am zis, bă, ăsta ori e nebun, ori e super om, că stăteam lângă el așa, m-a urmat să fac așa, știi că e adevărat, el, da, mânca, știi, și orice îl întrebam, lăsa, dar nu cu nervi, știi? Și îl întrebam, dar vocalistul David, cum, de ce nu mai e, dar Gary Tain, basistul, cum a murit în clubul ăla, știi? Că nu-l mai prindeam, vreau să știu. Da, și îl întreb, și mă mânca. Cum vă înțelegeți între voi, nu știu ce, foarte mișto, povestit întâmplări din Rusia, în turneu. Al lor. La un moment dat au fost într-un oraș
să luase curentul. Și ce-au făcut? Le-a dat un submarin. Că au luat curent după submarin de la generatorul de la submarin. E, da, au, ei aveau. La, nu ca la noi. La noi, așa m-am și... adus. Cu cover de l-am făcut poze când a avut la Romexpo, unde are și anul ăsta. Uh-huh. Băi, omule, eram la 4 metri de vestiarul lor, repetau cu vocile. Eu am încremenit. Băi, n-am făcut niciodată așa. Eu nu fac vocaliză, înțeleg? Știu că e recomandat, dar eu mă încălzesc în concert la, după primele 3 piese, știi? E mișto, dar e totul și hilar. Te duci într-o cameră de hotel, cânti singur, de nebun. Aici te audă alte trupe, alții, te aud cum cânti, că îți dai seama, mai dai gherile, știi? Nu e bine. Că eu la cântare am emisie foarte înceată, știi? Da. Mă aștept sunet, înțelegi? Când o dau pe aia, știi? Probabil că zic, intuiesc că de-aia e impactul, știi? Dar eu cânt foarte încet, mai ales la balade. Știi? Și am zis ultra profesioniști. Chitaristul se încălzea pe o bordură unde au venit niște colegi, câini. 6 câini lângă el. Nu a avut treabă. Omul a pus chitara aici. Și a început pus să chitara câini. Aici, a început să mângâie câinii, mă, în lemniță. Păi s-au dus la Hard Rock Cafe. Ceea ce îmi spune, adică asta vrei să spui, că sunt modești și mari artiști pe care ai întâlnit în viața ta ți-au dat asta, ai înțeles că modestia e lucru mare. La un moment dat am zis, bă, nu e normal, la ăsta cu mic box de la, și cu filmările la videoclip, cu schimbați slip, tricou, n-au cerut. Dar tu separat. Despre tine, cum crezi că te percep oamenii sau colegii de branșă? Ai fost un tip modest? Nu, eu nu vorbesc despre mine. Te-ți dai seama că nu e corect. Dar te integrai ușor? De exemplu, dacă într-o seară erau mai multe nume care cântau pe scena aia și era și Irisul, când vă întâlnați în backstage, nu știu ce, comunicai cu ei? Sau ești, da, erai o fire mai retrasă, da, care te duceai în colțul tău și care? Nu, cu bancuri, cu asta era mișto. Da? Știi bancuri? Știi bancuri? Acum nu mai știu. Nu mai știi? Eram curios dacă știi frumul. Știu pe unul, e mișto. Pe care? Minnie Mouse la proces să divorțeze de Mickey Mouse. Pentru că doctorul i-a interzis infuzie din coada șoricelului. Dar știi pe la cu ea, unul pe stradă care avea 2 câini și la un dat altul întreabă, ce câini frumoși, cum îi cheamă? Și la zice, pe unul îi cheamă Calvin și pe unul Klein. Și ăsta zice, ce dracu, ai pus nume de kilos? Și ai spus, da, că sunt boxeri. Da, da, da. Ai avut o grămadă de farse, ai trăit-o o grămadă de farse. Eu aș fi vrut să fiu acolo când ți-au bătut stativul în cuie. Băi. Pentru că eu cred că tu te-ai chinuit să-l ridici de fapt două ore, adică n-ai avut unde să știi la că Petru Fișandu, știi? Da. Vine Anton cu vopsea fosforescent. Tati, îi rupem, nici nu mai trebuie să cântăm. Păi de ce? Dai cu vopsea mare, revedere. Avem vreo 10 tuburi așa, știi? Culori diferite, mișto. Păi și asta cum facem cu ele? Comandă o camuflaj așa și împăr. Genuchis pe toată fața. Da, mă, numai că nu ala să dă un pic, înțelegi, cu specialiști, nu, tragi, pac, tragi și avut faci tuburile, așa. V-ați făcut voi. Da, mamă. Și pac, înțelegi, n-a zis nimeni cum să dă înapoi, cum le scoți. Și te-ai dat cu fosfor de ăla. Și pe față și pe păr. Tot 4 bucăți, înțelegi? Adi Ilie avea păr ca Angela Davis așa și cu cercela aici. Că n-am văzut. Băi, stai, Adi, să o cârc. Dar ce culoare aveați? 10, nici nu mai știu, nu, roșu. Ce culoare ce avea? Ce-i eu prins? Cred că verde, am avut fucsia. Violet cu magenta asta, nu erau. Nu erau. Fucsia, nu? Adică nu le pronunțau, că probabil erau. Nu mă gândesc cum arătai albastru, cu direi verde, fosforecent, ce era. N-a filmat nimeni, că n-aveau cum. Da, o poză trebuia și făcută. Și l-am întrebat, moșu, înapoi cum? Cum le dăm cum jos? Le dăm da. Jos? Înțeleg? Și începea cântarea și mie nu mi-au zis că eu luam stativul de la cântare, da. Luam, îl ridicam, nu știu ce, știi, sunetiști, pac. L-au băgat în trei cuie de alea, așa, au făcut așa, arcul, tras de, arcul el. De triumf, înțeleg? Știi, m-am dus cu mandibula de atac, l-am luat și, up, s-a rămas cu el așa și mă uitam. Salam! Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce. Și Anton făcea, venea lângă mine și făcea incitare acum, zic, ce incitare, bă, tu nu vezi că e arma mea în pământ, ești dement, dar cu e incitare. Ne luam în cârcă, era, a căzut
l-a luat la polivalentă pe Adi Ilie de un Crăciun, spre Crăciun, când ăștia de la cultură, Consiliul Culturii, ca să strângă tineretul, să nu zic că să facă alte nenorociri, aprobau gale, rog, și când era Paștele și Crăciunul, știi? Să fie sub control. Și la o cântare acolo l-am luat pe Adi Ilie și am căzut cu el, n-am mai putut să-l țin. Noroc că l-a luminat Dumnezeu și a făcut pârghie cu chitară, știi? Și nici nu și-a rupt-o rău. Înțeles? A scos după scenă? Pe scenă. A, pe scenă. A căzut pe scenă, era, luasem în cârcă, ca la ACDC, știi? Dacă ați căzut de pe scenă jos, no, era mai gravă treaba. A scăpat. A fost interzis câte 3 luni, cred că, între 80 și 86 sau cum era, că până la urmă în 88 v-am interzis de tot. Două de 3 luni și în aprilie 80, mai 88 definitiv. Cum era abordarea asta, Cristi? Cum erau la voi? Ce vă ziceau? Domne, nu mai ai voie? Sau păi, ce? Cum? Înainte de cum prima, înainte de prima, da? Tot la o polivalentă, gală, rog, înainte de noi era vacar, mă înțelegi, tropă el, nu știu ce, scandal, și au apărut aia, lodănă, piele, până în pământ, înțelegi, mănuși, tot, și le întrebau pe Mircea, pe Muscaliu, domnule, ce se întâmplă acum? Și a zis, acum urmăm noi. Și l-a înghețat, înțelegi? Uh-huh. Am urmat, a fost dezastru, a fost nenorocire, nu știu ce, și după vreo câteva luni l-a chemat pe el și pe Adi Ilie. Nemernicilor, că cine sunteți voi? Că sunteți o nenorocire, un drog, înțelegi? Decadenți, capitaliști, nu știu ce. Și Adi a zis, auzi? Nu cu auziți. Dar alcoolul ăla pe care îl vindeți, că dați voie oamenilor să cumpere, ăla nu e drog, fumatul nu e drog, cum să fim noi drog? Mă rog, s-au certat. Eu n-am fost acolo, mi s-a spus rezultanta finală 3 luni. I-a zis, bă, vezi că ne interziști 3 luni, știi ce se întâmplă cu noi, nouă ne crește acțiunile. Că o să se află, nu o să spună la TVR. Păi, cred că odată cu interzicerile astea, așa ați devenit, cum ar veni rezistența culturală a tineretului. Din momentul în care a fost interziș, oamenii vreau să asculte Iris. Am mai fost filmare la polivalentă, așa, da, la Sphinx. Om bun, nu știu ce. Așa nu, ne-a prins la Highway to Hell, înțelegi? Eu costum de piele negru, părul până aici permanent, stativul sus, înțelegi? Anton, păr ca la Robert Plant, până aici așa. Adi Ilie, ziceai că e Santana cu accent, înțelegi? Bateristul așa. Filmare live cu reflectoarele făcând așa. Ce și lumea Santana, a zis, nene. Și aia care ne-au interzis ulterior, au zis, asta e la noi? Lumea să cadă. Da, a fost compliment, îți dai seama că interdicția era un compliment până la urmă. Da. Cum e la noi așa ceva? Înțeleg, cu lume, cu nebunie. V-au ars boxele sau nu mai știu, pe drum spre, cred că pe litoral aveați, nu știu unde. Nu, boxele au ars la... boicotat concertul. Boxele au ars la Marea Neagră, în 29 august. Da, undeva, nu știu, pe 90. Litoral, nu știu unde aveați. Nu. A luat foc la discoteca Tiffany's, care avea un zid comun cu scena unde cântam. Și de acolo au fost scurt circuit și de acolo a luat foc și scena noastră, înțeleg? Aia, scurt circuit, drecu, acum. Eu trebuie să spun că eu am copilărit între Craiova și Giurgeni. Mama fiind inginer agronom cu tata, din 82 s-a mutat în grânarul țării, zona asta unde se... Și copilăria mea se întâmplă între Craiova, Valea Roșie, unde fratele bunicii mele, Nanelu Pascu Bățăreanu, mare acordionist, unde se cânta în curte cu boxele Marshall, acordeon, și în partea asta la Giurgeni, pe lângă faptul că tata era un mare fan Ustoc și așa mai departe, am dat de o gașcă de băieți, mai mari cu 10 ani decât mine. Eu aici m-am întâlnit cu Mihai Raid, cu Dorel din serial, da. Și am crescut împreună. Fratele sunt mai mare decât noi, dar care era și el influențat de această gașcă de băieți. Vorbesc aici de Marian Wife, de Cătălin Chivu Dascălu, de Paul Flașcă, sunt mai mulți, care au apucat să te cunoască. Ei erau mega influențați de tot ce înseamnă Iris. Și ai făcut un revelion împreună cu ei la Țăndărei, la Sileanu. Da. Și
încă unul și un om martir. Și un om martir, deci dar la Revelion mai, acolo... Mai țin minte. Trebuia să cânti, trebuia să cânti și după aia v-ați dat-o pe CDC, pe nu știu ce, găinușa aia de era la comitet, trimisese oameni ca să vă așa, n-a înțeles nimic. Adică când a raportat, au zis, au cântat și au dansat, da, pe ce? Păi nu, dansau blues pe highway to hell, tu stai să... Păi nu știau care treaba. Nu mai puteam să cântăm de râs toți. I-am cerut... Fii atent, scuze. Zim. Pe vremea aia textul era așa. Nu mi-e frică de ministrul culturii. Mi-e frică de cultura ministrului. Da, știu asta. Asta era textul. I-am zis lui Marian Wife, zic, bă, zic, trimite-mi și mie niște chestii. Și mi-a scris niște mesaje pe care aș vrea să ți le citesc așa cum mi le-a trimis, pentru că vorbim de un om care are 50 de ani plus. Mulțumesc. Și care a făcut parte din tineretul ăla care vă considerau mișcarea de rezistență a tot ceea ce însemna cultura din momentul ăla. Și zice, Revelionul din 88 spre 89 organizat la Sileanu, în celebrului restaurant din centrul Țăndărăiului, imposibil să nu și-l aduc aminte, Cristi, toată noaptea repertoriul aprobat de la Comisia de Cultură a Consiliului Județean s-a dus dracu, s-a dus în ACDC pe Tin Lizzy și nu mai știu ce. Ideea că ești un masacru în sensul frumos al cuvântului, pentru că de la Coniac, la un moment dat, Cristi era sub noi și noi peste el și când l-am ridicat, am început să-i sărutăm mâna, el a zis, duceți-vă dracu de tâmpiți. La, așa. Am și o poză, nu se înțelege mare lucru, dar mi-am dat, pe ei te văd și pe tine pe mijloc și ești chiar lângă Marian, după aia e Cătălin Dascălu și Paul Flașcă și mi-a zis așa, alta amintire l-am văzut în Brașov, tot înainte de Revoluție, cântând Love Hurts al lui Nazaret, dumnezeiește. Nu-ți poți imagina ce elixir sufletesc era vocea lui Cristi pentru noi în vremurile alea negre. Povești de astea cu rocul ca formă de protest nu-ți mai spun. Ai citit destul, dar pe cuvânt că erau ca niște zei. Nu era fericire mai mare pentru noi decât să știi că va cânta pe undeva prin împrejurim. Iar vocea lui, Doamne, era fabuloasă. Și zice că în 83, la Cenacul Flacăra pe stadion în Slobozia, a venit o ploaie la un moment dat. Ei erau pe gazon cât mai spre cenă. Noi am făcut ca dracii noroi și în momentul în care s-a cântat Valuri a fost pur și simplu electrizant și zice aici pe cuvânt, Bobo, nu pot să spun și acum mă gândesc la momentul ăla, a fost ceva magic, indescriptibil, de parcă aruncase o vrajă. Păi ce să zic, măi, deci, noi nu știm asta, îți dai seama, noi încercăm să cântăm cât mai bine, știi, cât mai corect și da, să... Da, el zice că nu mai mișca lumea, era o transă totală acolo. Da. Ceva bine, s-a întâmplat. Și piesa e de Super Bulan. Da, Super Bulan. Compusă de Adilie. Da, Adilie. Zi-mi și mie de ce eu, la toate concertele în care la care am fost cu voi, eu nu am ascultat noaptea. Ce? E păi ceva cu piesa asta? Nu, cânti nu mai în... e, nu mai e în repertoriu. Sunt prea multe balade. Nu, dar și atunci când ar fi putut fi în repertoriu, n-am auzit-o live. Mi se părea că e ceva cu ea sau că aveți o problemă sau că ai tu o problemă și nu vrei să o cânti. Sunt trupe care fac bilanț după 6 luni, după un an, al pieselor care cumprind. Și la asta, cât a fost de mișto, a fost surclasată de... Și e mișto, e minunată, de celelalte care au apărut ulterior. Înțeleg? Eu n-aș putea și ce să se zic întâmplă? Care... Știu, și mie îmi place, o mai cânt oricând. Și... Doar că dacă ai prea multe balade, te uci în cap și faci burta în cântare, înțelegi? După... Eu cred că e doar părerea mea. Perla Iris rămâne melodia Iris. De pe primul album. Cred că era piesa numărul 8 pe primul album. Și mă uitam, astăzi mi-am scris... luând piesele de pe primul album, nu știu dacă așa ați gândit-o, dar pare o propoziție. Oricum e legat de copilăria mea, că mergeam la Broscoi. Deci poți să faci o propoziție doar pentru voi, Iris, noaptea, pe ape spre ziua la popas. E fain cum se leagă titlurile. Da. Pe album nu sunt așa, fost, dacă n-a le legi... N-a fost cu intenție. N-a fost cu intenție. N-a fost cu intenție. Mie mi se pare că asta e perla Iris. Melodia Iris, pentru că mi se pare cea mai grea dintre toate. Și sunt niște momente în ea în care dacă stai să-ți asculți vocea acum, te gândești cum era posibil ca cineva să cânte așa. Era Freddy Negrescu, dumneavoastră să-l ierte că nu mai sunetiz la Electrecord. Și au duce în sculele, înțeleg. 3 turnuri Marshall, Florin Oltescu. 3 turnuri Marshall, Nuț. 1 turn Marti Popescu la bas.
tobe la fel la noi. Domnilor, ce se întâmplă? Ce nu se întâmplă nimic. Montăm și noi echipamentul pentru înregistrări. Înainte de prim. Eu eram în tratament dentar, eram distrus. Nici nu știam dacă pot să articulez asta, înțelegi? Tratament de la Blitz. Foarte frig. Era, cred că, decembrie 83. Foarte frig unde se înregistra. Și dincolo unde era mixer, era un maiu, înțelegi? Mi-a zis lui Marti. Marti, vezi că omul e obișnuit, formația e la Constanța ca nivel și vocalistul e la Satu Mare, înțelegi? Nicio treabă. E foarte, știi, ca la pop, la muzică da, ușoară, da, foarte, erau pe foarte diferență de nivel, în față da. Vocea, știi? Se trebuie să o bage în trupă, înțelegi? Și era așa, Mihai era cu Nafredi și o ches cu pac! Butonare de împanie, știi? În sus, în sus, dădea în sus, pe urmă l-am mixat, stătea lângă el, băgați vocea în trupă, dar nici prea mult, nici prea mult, și a ieșit ce ați ascultat. Da, e o piesă de referință. Ați fost decorați de Băsescu și sunt curios dacă ați băut cu el. Nu. Nu? N-ai făcut nicio șpriz cu el? Aveam cântare de 30 de ani, sărbară. De acolo ne-am dus cu antemergător la spectacol. Frumos! Păi de ce, bă, ce antemergături? Că la fel, blocaj. Blocaj pentru concert. Nu l-a respectat, azi. Eu am băut, să știi, am apucat să beau cu Traian Băsescu când era președinte un pahar de whisky. Adică am avut, dar tu zi-mi și mie ce șprițuri ai avut în viața asta cu oameni faini. Ți-aduce aminte de frun șpriț fain cu cineva? Păi șpriț, cum să zic, la mine era, de exemplu, când am cântat la Costinești în 85, la Perla Mării, ultimul de la forum, cu Moi în jos. Da. E discoring tineretului pe la mării. Venea o prietenă, îți dai seama, care vorba la Orica Andreescu, meu să-l iertă, înțelegi? Nu îți dădeau friptură, dulciuri, asta. Era țup. Știi? Să da. Pupăm, să asta, una, zic, bă, omul, sunt 40 de grade, ești nebun, ce să bei? Pe una mică, o de-asta, o încălecată, o aia, bine. Eu ce făceam? Stăteam cu 100 sau 150, toată ziua. Că știu că mitul e mare, dar dacă aș fi făcut cum a crezut o țară întreagă, nu mai eram între voi, înțelegi, de mult. Da. Eu stăteam cu aia toată ziua, înțelegi, ca și bancul cu tirul cu aia, povești. Dar eram blat cu șeful Cârciumi. Știi, să facem glume și cu asta. Da, da. Stăteam cu aia, înțelegi? Lumea care pleca la plajă, mă vedea cu paharul, înțelegi? Când se întorceau, tot cu paharul. Era, dar ăla era acela. Cincea, cum rezistă, bă, un cățel acela. Când dau pe căldura asta, mă, frate, tot timpul halul ăsta. Deci, dar zi-mi că ai spus că te-au impresionat sau te-au marcat în viață, gen Dinică, Iordache, ai apucat să-i cunoști personal? Am apucat, deci, da? la domnul Dinică era... Eu vorbeam cu dânsul de la un metru și zice la un moment dat, mie îmi place foarte mult ce faceți voi, mă. Brusc așa, știi. Numai că e foarte tare, mă. Și n-a anunțat nimic textul, înțelegi? Că da, e, da, da, da. E discuție de aia de mirosit reciproc, știi? Da, cu da, asta, da, cu, da. Vorbești de la un metru cu da. Coloseum, știi? Cu coloșii, știi? Fii atent, tu ai dat pe 9 ianuarie în 1980 a fost audiția cu Iris. E anul în care m-am născut eu și în același an s-a născut și Ronaldinho, ca să știi, tot 1980. Și vreau să spun ce s-a mai întâmplat în anul ăla când tu intri în Iris, să-mi spui dacă ți se pare ceva important. A murit John Lennon pe 8 decembrie 1980. Și pe 25 septembrie bateristul de la Led Zeppelin. Da? Anișoara Cușmir a sărit 7 metri la lungime și a luat la internaționale locul 1. Ronald Reagan îl bate pe Jimmy Carter. A fost prima oară când devine senat maxim republican și cea mai mare bătaie pe care au dat-o republicanii către democrați. Voyager trimite imagini de lângă Saturn. Ajunge până aproape de Saturn. Sunt cutremurile violente din Italia, de care presupun că știau, au murit 4800 de oameni. Marin Preda a publicat Ce noi iubim dintre pământeni. Și căutând asta, am văzut că pe 9 ianuarie mai este născut și Nixon, în 1923.
Știu, dar Nixon știe, dar Jimmy Page mai e pe 9 ianuarie. Fii atent, ești născut în aceea zi cu un președinte american. Ghicește, eu sunt născut pe 14 iunie, cu ce președinte american sunt născut eu în aceea zi? Ghicește, mai multe variante. Nu, știu doar Kennedy. Da, nu, Kennedy cu care e 29 mai. Cu cine crezi tu că aș putea să fiu născut? Cu ce președinte american aș putea să fiu născut în aceea zi? Nu te gândi mult. Nu te gândi mult. Da, cum? De curând. Bush? Cu ăsta? Nu cu ăsta, nu cu ăl bătrân. Biden? Cu ăla Trump? Da. Născut în aceea zi cu Trump. Și ce? Așa a picat. Vezi, tu cu Nixon, eu cu Trump. Aoleu, sincer, n-are nimic. N-are nimic, ce să mai... Cum vrei să-și aducă lumea aminte de tine? Pentru că, iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti, dar cum ai vrea să-și aducă aminte lumea despre tine? Atunci când, într-adevăr, ca nu despre, vei mai fi. Ca despre un amic, un prieten. Da? Care i-a făcut să se simtă bine o oră, două, să se simtă cu totul special. Mai faci plajă nud? N-am făcut niciodată. Asta vreau să știu. Nu, da. Zi-mi și mie care sunt cele mai bune trei bancuri pe care le știi, pentru că ai mai multe. Oh, e greu să le alegi, știu. Oh. E cum mai pură tu acum și care e cele mai bune piese Iris, dar nici știu, eu nu pot să le alegi. Știu vreo 6.000, mă, dar eu nu pot să râd când le spun, că le-am zis de multe ori. Le spun și tac. Și nu-ți mai plac. Nu, le spun și tac. Atât. Nimic. Păi e bună și asta, știi, că lași omul să vadă ce și cum. Că pare că tu ai zis numai, dar nu-ți place de ea. Fii atent. Două broscuțe pe nufăr. Uh-huh. Știi? Să uită așa în zară. Ce, auzi? Să știi că vine furtună mare. Da, da, văd și eu, da. Și? Păi să sărim, că ne udă. Asta sunt, să știi că bancurile tale sunt și de stare, că le văd pe ele proastele stând acolo, așa vorbind. Al doilea. Zim. Palat închiriat, figuri, milionar, țoale de epocă, știi? Tacâmuri argint aliniate, servitori, 1000 de feluri de mâncare. Păi la un moment dat apare un spiriduș, înțelegi, ambire al verde, scufă de aia până în pământ, știi? Uh-huh. Dă râmă, vine, trage, scuipă pe un pahare, știi, urlă, injură, păi atât, masacru, înțelegi, cu tremur și săcară, știi? Ăștia stupefieți, înțelegi? Și apare gazda, știi? Și zice, așa e el tăcut. Bun, trebuie să zic ciorul cu bură la școală. Profesoara cu foaie de hârtie zice, copii, când flutur eu această foaie de hârtie, voi la ce vă gândiți? Zice primul, doamna profesoară, mie mi se pare că e vântul care bate prin florile de caiș primăvara. Bravo, zice următor. Doamna profesoară, când fluturați dumneavoastră foaia, eu mă gândesc la norișorii aia de pe cer care îi bate vântul factorilor de foră. Bravo, bulă și el. Zice, ia zi, bulă, tu la ce te gândești când fluture foaia asta? Și bulă, zice, la... Asta zice, oulă, bulă, zice, ești tâmpit la cap. Hai încă o dată. Dacă-ți fluturi foaia asta de hârtie, bulă, tu la ce te gândești? Și bulă, zice, mie puteți să-mi flutura și un tramvai în față, că tot la... ce dracu? Asta e periculos. Să știi că am ajuns la finalul interviului și am o serie de întrebări rapide. Fii atent, Pacino sau De Niro? Amândoi. Tuța sau Cioran? Amândoi. Cola sau Pepsi? Amândouă. Sarmale sau ardei umplut? Eu nu mănânc carne. Ardei dezumplut. Urez, ardei degeaba, nu așa îi zice. Filme sau seriale? Filme. Led Zeppelin sau Pink Floyd? Led Zeppelin. PSG sau Real Madrid? Real Madrid. Monica Bellucci sau Ornella Muti? Muti. Tanga sau kilot brazilian? Cum a fost asta? Iron Maiden sau Metallica? Cam așa pe asta.
Amândoi. E nașpa, nu? Dar ai zis amândouă așa. Diplomat, diplomat. Că nu, ești pe made. Metallic, nu, metallic. Da? Nu, made. Mai traforaj, mai așa. Mm-hmm. Slipknot, Slipknot sau aia. Tren sau avion? Avion. Început de concert sau final de concert? Ce-ți place mai mult? Fără final. Fără final. Eu cred că tu o să fii oricum fără final în viețile noastre și în viețile tuturor care au ascultat Iris de-a lungul timpului. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Am o sticlă de vin cadou de la Mac, de la partenerul nostru pe care aș vrea să o iei acasă. Da, hrană rece. Să o bei cu Rodica, pe care o salut. Sper să fii sănătos în continuare, să ne bucuri în continuare cu ceea ce faci. Vreau să te rog să însemnești și mie pe masă, să-mi scrii orice. Asta e masa pe care au scris cam toți invitații. Da, o să te rog să... Îmi dai 50 de lei? Nu. Ah. Să facem, să-ți arăt o chestie mișto. Ce să... Să nu dai foc pe aici, bunicule, că... Întinde degetul, știi? Nu. Nu, așa. Sus. Așa. Stai puțin. Dar pune tot să stai. Așa. A. Acum a fost țâr, țâr. Țâr, țâr. Alo? Vrei să strâng toți ieporii din București aici acum? De ce? Cum? Nu, că pot. Cum? Uite. Toți ieporii? Da. Uite. Către toți ieporii din București. Stai dintr-un film. Ce ai făcut imediat stația la tine, bravo. Cristi, te rog eu frumos să-mi ne-am zis să-mi schimb ceva pe masă, orice, uite aici, acum de liber. Țăr, țăr. Mă duc să le fac la copii acum. Da, tata, îmi scris. Să știi că noi la fiecare podcast provocăm invitatul la un joc de mânare. Am două belciuge care trebuie separate contra cronometru. Mă știu, am două mâini stângi, nu mă bag. Mai bine am pus să repar ceasuri de femei. Da. Sau să deschid un actimel. Ție vreau să ți le dau așa. Să zic, Cristi, dau drumul la cronometru, trebuie să le separ. E și Churchill. Lăs că le iau așa, ți le dau mâine. Ți-le adu mâine făcute. Păi ține de duse făcute ca sorul tău. Mersi mult încă o dată că ai venit la podcast. Succes în continuare. Să ține Dumnezeu sănătos. Salut. Doamne ajută.